Astăzi la ora de cripto, haideți să vedem cum arată piața în ultima zi din luna septembrie, să vedem cum o să închidă Bitcoin și S&P-ul această lună și avem speranțe de o lună octombrie pe verde și știrea zilei este că Putin a anexat cele patru zone separatiste pro-ruse după ce referendumul, bineînțeles, a trecut. Dar știrea zilei este că el a spus că este dispus să negocieze cu Zelenski pentru terminarea războiului și am văzut și un pump pe Bitcoin. Dar Zelensky a spus că nu negocează cu Putin, poate cu un alt președinte. Și o să vedem cum ar putea evolua piețele financiare de aici în următoarele zile. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu deoarece mă așteaptă foarte mult. Bitcoin la 20.000 de dolari, Ethereum la 1.363 și toată piața este pe verde. Mergem prima dată pe Bitcoin. Bitcoin pe daily și să vedem, facem un update din ultimele zile deoarece nici el nu a reușit să postez și vedem cât de bine reacționează piețele la această veste cum că război s-ar putea termina. Da? Vedem un pump de la 19.500 de dolari până în 20.100 de dolari. Parcă cineva încearcă să salveze această lună septembrie. O să mergem imediat și pe weekly. Deci Bitcoin arată bine pe termen scurt. Dar o să vedem cât ține acest pump. Deoarece știm că toate pumpurile din ultimul timp au fost uh, duse în jos foarte repede. Ce îmi place este că ține acest suport. 18.500 de dolari. 18.519 ține acest suport și este foarte bine pe termen scurt. Și vedem un pump, vedem cât o să dureze acest pump. Dacă punem o rezistență de aici din vârf până la următoarea, putem vedea că Bitcoin ar putea pompa chiar și până poate undeva 20.800, 20.600, cam până acolo. Poate până luni, până se vor deschide din nou bursele, depinde cum vor închide și bursele, da? Dar până acolo ar putea pompa dacă avem un uptrend pozitiv, dacă mai vin ceva știri pozitive din această zonă. Dacă va trece de această rezistență, atunci am putea avea un relief bounce. Să urcăm spre 22-25 de dolari, dar repet, nu știu dacă se va întâmpla sau dacă va merge până acolo. M-aș uita mai mult pe month. Să vedem cum o să închidă această lună Bitcoin și este cam acolo, da? este cam acolo, vedem o, luminare lumânare de mant foarte indecisă, da? Presiune de vânzare până în 18.100, am avut chiar un pump până în 22.700 și vom vedea dacă vom închide pe verde sau pe roșu. Și mergem pe S&P, deoarece aici stau lucrurile foarte importante. Vă spuneam că S&P-ul este la o zona de suport 3640 și cam a cochetat cu această zonă de câteva zile S&P-ul. Să vedem dacă formează un double bottom sau de aici merge și mai jos. Dar S&P-ul încă este sub 200 EMA pe weekly, da? sub această linie galbenă. Aici ne arată trendul major, Teoretic, când suntem peste, suntem în bull, când suntem sub, suntem în bear, da, pe daily. Dar aminte, când suntem pe weekly sub acest uh, indicator, da, sub 200 EMA uh, Și atunci, dacă o să închidă sub această săptămână, teoretic ne, ne arată trendul. Tot timpul când a sub uh, EMA 200 pe weekly, a cam venit un crash mare. Cu covid nu prea le-am în serios, deoarece acolo a fost un flash crash, dar tot timpul, S&P-ul până acolo a închis și după aia a făcut bounce, da? Tot timpul, da? Da, Am mai închis puțin sub, dar la criza din 2007-2008 știm ce s-a întâmplat, da? După ce a închis sub EMA 200 pe weekly, vedem ce a venit, da? Prăpădu. Asta s-ar putea întâmpla și acum cu S&P-ul dacă va închide sub EMA 200. Nu știu dacă o să închidă. Este acolo, vedem încă câteva ore, cât, încă 5 ore cât vor mai fi deschise bursele. Și dacă nu închide, cred că este doar o chestiune de timp până S&P-ul va închide sub IMEI 200 pe weekly și să meargă puțin mai jos. Mă aștept și chiar și la 3200 până la sfârșitul anului sau până în prima parte a anului viitor. Vedem cum o se evolueze și toamna asta și iarna. Da? Deci S&P-ul destul de bearish încă pe, timp, pe time frame macro și dacă dăm un zomin pe 4 ore putem vedea că și bursele pompează destul de bine. Dacă punem o rezistență de aici din vârf, Putem vedea că dacă Bitcoin ține uptrendul și S&P-ul ar putea pompa până în 3700, 3800, dar nu prea cred chiar atât de mare, chiar atât de puternic. Da? Cel mai mult să, să testăm zona asta de 3720, poate, 3740. Din zona asta ar deschide din nou o poziție de short pe S&P. Mergem și pe câteva altcoin-uri. Ethereum, Ethereum la 1370 de dolari. La fel, pe Ethereum, asta câteva zile aici pe 05 pe Fibonacci la 1324 de dolari. Să vă cred că este 05 sau 0618 pe Fibonacci, dacă punem din low în high, chiar pe 0618 pe Fibonacci și testează din nou zona asta importantă, neckline-ul de la acest head and shoulders zona de 1400 de dolari. Și a testat o dată aici a doua și a treia oară dacă avem un uptrend ar putea să depășească această zonă dacă avem și un volum mai mare. Dar mă uit mai mult pe ETH-BTC, deoarece și aici mă aștept la niște mișcări. Da? ETH în funcție de Bitcoin la fel este la 0.5 pe Fibonacci. Dacă o să închide sub, o să deschid din nou o poziție pe ETH în funcție de Bitcoin de short. Mergem și pe câteva lucruri mai pozitive. BNB-ul a ieșit din acest uh, bull flag de care vă spuneam, vă spuneam de câteva videouri încoace. Un bull flag masiv pe daily. Și un prim target pe BNB este exact um, high-ul acesta de aici. High-ul de 297 de dolari. Uh, și aici este o rezistență 297, 300 este următoarea rezistență uh, pe BNB. După aia putem merge puțin și mai sus și putem merge chiar și până în această zonă 340. Aici avem dublă confluență. Odată rezistență aici, rezistență aici. Aici am întâmpinat o rezistență mai majoră pe BNB. Și țineți minte ce vă spuneam multe zile. Moneda care se ține, se ține, bit, se ține bine în paritate cu Bitcoin, aceea va pompa când Bitcoin va pompa. Da? Vedem, BNB-ul deja pompează bine 290 de dolari. Și dacă întâmplăm pe BNB BTC. BNB BTC pe daily, formează un rising wedge. Un rising wedge teoretic nu este un tipar foarte bullish și ne arată schimbarea trendului din bullish în bearish. Dar doar când este spart acest rising wedge în jos. Și acum BNB-ul în funcție de Bitcoin se, spar, se chinuie să sparge, să spargă această rezistență în funcție de Bitcoin pe daily. Și atunci dacă BNB-ul a sparge această rezistență pe daily, ar urca chiar destul de mult BNB-ul, dar în momentul de față își ia un pic de reject deoarece urcă Bitcoin și când urcă Bitcoin mai agresiv paritățile scadă. Da? Și atunci o să vedem după ce Bitcoin se potolește un pic dacă BNB-ul are putere să spargă acest Rising Wedge. Mergem și pe Matic. Matic la 79 de cenți a ajuns la acest prag de care povesteam la suportul important și a stat acolo și mai important este că face un bounce acum, da. A ajuns la zona asta de suport unde a fost rezistență aici, suport aici, suport aici și din nou suport aici. Și atunci dacă ne uităm pe 4 ore. pe 4 ore putem vedea că a cam ieșit din această acumulare din această mișcare laterală, Da tot timpul când vedeți o mișcare laterală de acest gen sau după o urcare o mișcare laterală, ceva trebuie să vină. Și la fel, matic este în partea superioară a acestei acumulări. Vedem dacă are putere să străpungă zona asta, dar până acum are și are și un volum destul de mare matic. Și atunci, matic ar putea la fel să pompeze de aici un prim target ar fi chiar 83 de cenți, dacă are putere 83, cam pe acolo. 80, 83 de cenți. După aia putem 87, 94. Nu știu dacă o să ajungă chiar 94, dar o să vedem. Da? Deoarece urile nu pompează chiar foarte mult când și Bitcoin pompează. Și Matic arată bine pe timeframe mai mic. Pe daily, dacă punem EMA ribbon, o să vedem și trendul încă mai are de mâncat. Matic, da? Până trece de 80 de cenți, încă este bearish pe daily timeframe, frame, da? EMA ne dă trendul. Când o monedă este sub EMI trendul este descendent, trendul este bearish, adică ne așteptăm la mai multe scăderi decât urcări. Când suntem peste EMI acea monedă este bullish și are trendul ascendent, adică ne așteptăm ca moneda aia să urce, adică are mai multe șanse să urce decât să scadă când este peste EMI Cam asta este de ținut minte și merge și pe eGold. Eagle la 49 de cenți, 49 de dolari, am vrea noi să fie la 49 de cenți, 49 de dolari ai ieșit din acest falling wedge pe daily de foarte multă vreme. Da, cred că în ultima săptămână nu prea s-a mișcat foarte mult Eagle până în 45, a urcat până în 49 și cam tot pe acolo, da? Și în aceste momente Eagle a spart acest falling wedge și cu un volum destul de mare. Deja este peste media de volum Eagle și încă mai avem 8 ore 44 până se va închide această zi. Dar până atunci Eagle arată chiar foarte bine și un prim target ar fi chiar low, high-ul acesta de 5-1 de dolari. Dar la fel, dacă mergem pe 4 ore și punem EMA ribanul. tot timpul vedem că următoarea rezistență este EMA 200. Este la această linie galbenă. Dați un pic să fac să se vadă mai bine. Da, vedeți odată aici, la această linie galbenă. Odată reject de aici, ne-am corectat la fel, aici, în trecut, reject de aici, ne-am corectat, da? Și atunci, următoarea rezistență este la 50 de dolari, 50,2, 50,3. O închidere pe 4 ore peste această rezistență, un volum destul de mare, volumul îl avem, și atunci am vrea doar o închidere pe 4 ore peste această zonă și o consolidare peste această zonă, și atunci Eagle ar putea pompa și mai mult. Deci, ochii la 50,2 pe Eagle. Și atunci, de pe 4 ore ne mutăm pe daily, și ca să fie și mai bullish, să urce și mai mult Eagle, ar trebui să închidă pe daily time frame peste 52,5 dolari. Ca să putem urca până în 57, poate 60, nu știu dacă o să ajungem chiar până în 60, da? Deci de urmărit ce se întâmplă și cu Eagle pe termen scurt, deoarece arca ar trebui să urce, deoarece a avut mult downside și vedem ce o să întâmple și cu Bitcoin, bineînțeles cât o să țină acest raliu. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de, de, de Twitter și de Telegram. Pe data viitoare!